În anul școlar 2023-2024, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț au fost înregistrate 221 de cereri de echivalare a studiilor pentru elevii care s-au întors din străinătate sau care au studiat în limbi străine. Cererile de echivalare a studiilor sunt din Italia, Germania, Anglia, Spania, Cipru, Grecia, Republica Moldova sau țările nordice, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. În acest an școlar, la nivelul Inspectoratului, au fost depuse până la această dată 119 cereri de echivalare a studiilor. Cadrul legislativ care reglementează echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate este reprezentat de metodologia specifică în vigoare din octombrie 2024. Este parte integrantă din ordinul ministrului 7303 din 2024 și de asemenea regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat tot în 2024, mai precis articolul 125 din acest regulament, care descrie modul în care elevii înscriși în unitățile școlare ca audienți pot primi calitatea de elev în România în urma procedurii de echivalare a studiilor. Perioadele de studii supuse echivalării se referă în acest caz la cele corespunzătoare învățământului obligatoriu și învățământului post-liceal. Documentele școlare depuse sunt analizate de comisia constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, care stabilește echivalarea studiilor la nivelul ultimei clase absolvite, având în vedere statutul instituției de învățământ, forma de învățământ, nivelul și durata studiilor, rezultatele învățării și competențele dobândite. În urma evaluării dosarului, Inspectoratul Școlar eliberează un atestat în care se precizează clasele echivalate. Elevii care au primit atestate de echivalare în ultimii 2 ani școlari au urmat studii în Italia, Germania, Anglia, Spania, Grecia, Cipru, dar și Republica Moldova, țări nordice precum Norvegia, Suedia sau Danemarca. În anul școlar anterior, 2023-2024, au fost soluționate 221 de dosare, iar în anul școlar curent, 2024-2025, deja s-au eliberat atestate pentru 119 elevi. Elevii care își pot echivala studiile din afara României sunt cetățenii români, cei din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și cei care se află sub protecție internațională. Dosarul poate fi depus la Inspectoratul Școlar Județean sau la școala la care s-a înscris elevul. În funcție de fiecare inspectorat, dosarul poate fi transmis fizic sau online.